Bună ziua, numele meu este Costea Raul, sunt slujitor al lui Dumnezeu și doresc să vă împărtășesc cărțile Bibliei, o imagine de ansamblu asupra fiecărei cărți din Sfânta Scriptură. De aceea, la această serie, sunteți invitați să înțelegeți împreună cu mine ce a intenționat Dumnezeu prin autorul uman să comunice destinatarilor atunci, acolo, și ce putem înțelege și aplica noi astăzi, acum și aici. Astăzi, un rezumat asupra cărților scrise de Apostolul Pavel. Prima sa carte, care apare în Noul Testament, scrisă de Sfântul Apostol Pavel, este Cartea Romani. Are un număr de 16 capitole. Tema principală este dreptatea lui Dumnezeu, locul unde a fost scrisă, Corint, undeva în iarna anului 57, și destinatarii erau preiubiții lui Dumnezeu din Roma, chemat să fie sfinți, așa cum spune versetul 1 din capitolul 1. A doua sa carte, 1 Corinteni, tot din 16 capitole, rezolvă câteva probleme fundamentale la această biserică din Corint. Conflictele dintre ei, problema imoralității și alte probleme de doctrină. Locul unde a fost scrisă, Efes, undeva între anii 56-57 după Hristos, scrisă, cum spuneam, Bisericii lui Dumnezeu din Corint, cei sfințiți în Hristos Iisus, cum spune versetul 2 din capitolul 1. A treia epistolă sau scrisoarea lui Pavel, 2 Corinteni, formată din 13 capitole și vizează apărarea apostoliei lui Pavel, scrisă din Macedonia, undeva în anul 56-57 și scrisă Bisericii lui Dumnezeu din Corint. În versetul 1 este menționat din capitolul 1. Următoarea epistolă, Galateni, din 6 capitole și are ca temă principală libertatea în Hristos. Locul scrierii, Antiohia, și data undeva între anii 49 și 55 după Hristos. Scrisă către bisericile din Galatia, așa cum menționează versetul 2 din capitolul 1. Epistola către Efeseni, din 6 capitole, ca temă principală, biserica este trupul lui Hristos. Locul scrierii, Roma, undeva în anul 60-63, către sfinții din Efes, credincioși în Hristos Iisus, cum spune versetul 1 din capitolul 1. Epistola către Filipeni are 4 capitole și are ca temă viața creștină plină de bucurie. Locul scrierii, Roma, anul 60-63, și are ca destinatar sfinții în Hristos Iisus din Filip împreună cu episcopii și diaconii, versetul 1. Următoarea epistolă, Coloseni, tot din 4 capitole formată, are ca temă Hristosul cosmic, din Roma scrisă, tot între anii 60-63, către sfinții și frații credincioși în Hristos Iisus din Colose. Urmează epistola către Tesaloniceni, 1 Tesaloniceni, formată din 5 capitole, are ca temă venirea lui Hristos, scrisă din Corint, undeva între anul 51 și 52 după Hristos, și vizează ca destinatar Biserica Tesalonicenilor în Dumnezeu, Tatăl și Domnul nostru Iisus Hristos, versetul 1. Urmează apoi 2 Tesaloniceni, formată din 3 capitole, ca temă Ziua Domnului, din Corint, scrisă în anul 51-52, și tot așa vizează Biserica Tesalonicenilor în Dumnezeu Tatăl nostru și în Domnul nostru Iisus Hristos. Urmează epistole pastorale, 1 Timotei, format din 6 capitole,
sfaturi pentru păstori, scrisă din Macedonia, undeva în anul 62-66. Și ca audiență, Timotei, adevăratul fiu în credință, spune versetul 2 din capitolul 1. A doua epistole către Timotei, din 4 capitole, este un ultim cuvânt de încurajare adresat de către bătrânul Pavel, către ucenicul său Timotei. Scrisă din Roma, undeva în anul 66-67, și la fel destinatarul Timotei, un fiu preiubit, cum spune versetul 2 din capitolul 1. Urmează Tit, din 3 capitole, un manual de trăire creștină, scrisă din Macedonia, undeva între anii 63 și 66, către Tit, un adevărat fiu în credința noastră comună, cum zice versetul 4 din capitolul 1. Și apoi urmează epistola către Filimon, un singur capitol, și are ca temă rezolvarea conflictului dintre stăpânul Filimon și sclavul Onisim. Primirea unui sclav ca pe un frate, scrisă din Roma, undeva între anii 60-63. Filimon, iubitul nostru, prieten și coleg de lucrare, spune versetul 1, acesta este și destinatarul. Aceasta este seria epistolelor Apostolului Pavel, cu destinatarii, cu numărul de capitole, cu tema și locul de unde a fost scrisă, anul și titlul epistolei. Spun ca Dumnezeu să ne ajute să avem munca aceasta Apostolului Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, înmagazinată nu numai undeva scrisă în Sfânta Scriptură, dar și în mințile și inimile noastre. Și atunci când ne uităm la capodăpăra aceasta muncii Apostolului Pavel, să avem structurat în mintea noastră. Dacă vreau să rezolv o problemă de conflict, să știu cum să iert, să mă duc la cartea Filimon. Dacă vreau să învăț cum să apăr un slujitor creștin, să mă duc la 2 Corinteni. Dacă vreau să înțeleg cum obțin dreptatea lui Dumnezeu, mă duc la cartea Romani. Dacă vreau să văd cum să rezolv problemele, fie ele morale sau doctrinale în biserică, mă duc la cartea 1 Corinteni. Dacă vreau să înțeleg libertatea mea în Hristos, citesc din Galateni. Dacă vreau să înțeleg biserica lui Dumnezeu, mă duc la epistola către Efeseni. Dacă vreau să văd cum pot avea o viață plenară, frumoasă, plină de armonie și bucurie în Hristos, citesc Filipeni. Iar dacă vreau să înțeleg imaginea cosmică a lui Hristos și că în el se află toate comorile înțelepciunii, mă duc la epistola către Coloseni. Și așa pot să văd în fiecare epistole teme majore, teme de o profunzime spirituală care pot să îmi impacteze viața pentru eternitate. Zic, Doamne ajută tuturor!